Părinte protocol, bine ați venit! Așteptăm cu pânici și sarea. Sarea, satul acesta. Sarea vine acum. Să fie, să fie pururea prezentă și îndestrătoare. Hai, toată lumea să vină și iau... Hai, vă rog frumos! Hai, copii, vă rog! Vă rog, părinte! Hai, prohod! Pune și sare, n-ați văzut cum e la români? Cântăm până cu pune și sare, mă. Pune și sare, lasă. N-aveți nevoie de sare. Nu m-am tins. Așa e frumos, hai, portiți-i așa. Hai, aveți curaj. Adevărat, Andrei. Adevărat, Andrei. La tine vine măicuță, la tine vine cu dor. La sfânta ta icoană, la sfântul tău izvor. Dar n-am ce-ți stai eu, maică, n-am ce-ți stai. Nimic. Adevărat, hai, hai, veniți, poftiți! Nu, vă fie rușii mai la Ajută-mă, măicuță, să pot să biruiesc, dar n-am ce-ți da, eu, maică, n-am ce-ți da, numai inima mea. Dar n-am ce-ți da, dragi membri TRP, după cum știți, astăzi se inaugurează nou sediu al sucursalei GD. L-am avut, după cum știți, la amintesc, Dumnezeu să ierte pe domnul Iepure, care a decedat în urmă cu 2 ani. Și de atunci am încercat și cu ajutorul Dumnezeu, am reușit astăzi să inaugurăm nou sediu. Urmează să tăiem pamblica, împreună cu domnul primar, după care va urma slujba de cinstire. Ne fie într-un cealaltă.
mie să fim simți spasă în zemă, când îmi vedeți în viață. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din moș, cu moartea pe moarte trecând, și celor din dormituri viață dăruindu-le. Hristos a înviat din moș, cu moartea pe moarte cântând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din moș, cu moartea pe moarte cântând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Ziua învierii să ne luminăm cu poare, Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință. Hristos a înviat din mort, venim să bem băutură nouă, nu din piatră scaltă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorul din mormântul lui Hristos, pentru care ne întărim. Hristos a înviat din mort, la dumnezeiască strajă de Dumnezeu, Povântătorul Avacum să stea împreună cu noi și să se arate pe Îngerul cel purtător de lumină, zicând cu mare glas, astăzi este mântuire lumii, că a înviat Hristos cel atotputernic. Hristos a înviat de mort. Bogorâtul cea intru cele mai de jos ale pământului și ai sfârâmat în cuietorile cele veșnice, care țineau pe cele gastristoase, iar a treia zi, precum Iona din chit, a înviat din mormânt. Hristos a înviat din mormânt. El ce a izbăvit pe tine din cuplosul sfântuță, pătimește ca un muritor, și prin patimă pe cel muritor, îl îmbracă în podoaba nesticăciunii. El unul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și prea slăvit. Hristos a înviat din mort. Luminează-ți această aleasă și sfântă zi, cea dintâia săptămânii, împărăteasă și Doamnă al praznicului praznic și sărbătoarea sărbătorilor, în care binecuvântăm pe Hristos în veci. Hristos a înviat din morți. Îngerul a strigat cele pline de dar curate, Fecioară, bucură-te, și iarăși bucură-te, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Luminează-te, luminează-te, Iule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te pentru învierea celui născut al tău. Cu trupul adormit ca un muritor,
Maria. Hristos a înviat! Cerul din morminte! Hristos a înviat! Adevărata Maria! Hristos a înviat din morți, moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Domnului să ne rugăm. Doamne, minuiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai binecuvântat a intrat sub acum Zahiu și te-ai făcut mântuirea lui și a toată casa lui. Însuși acum păzește-ne vătămați de toată răutate pe cei ce vor intra și vor lucra în acest acetământ. Și ține rugăm prin noi, nevrincilubii tăi, binecuvântează-i pe dânsi și așezământul acesta și păstând totdeauna viața lor nevântuită și dărâmbirul cu destulare, toate bunătățile aduce spre folos pe bine cu dara ta. Că ție îți vine toată slava, cinstea și încrăciunea împreună cu cel fără de ajut al tău, Părinte, cu prea sfântul și bunul de viață, Făcătorul tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Doamne. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuiești și spre cele smerite privești, cel ce ai binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacob și casa lui Putifar, cu venirea lui Iosif, cel ce ai binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea în ea a chivotului legii și în zilele venirii tale în trup Hristoase, Dumnezeule, Dumnezeul nostru ai dăruit mântuire casei lui Zaheu. Însuți binecuvintează și așezământul acesta. Și cu frica ta, întărește pe cei ce vor lucra aici, în așezământul acesta și păzește pe dânsii nevătămați de cei potrivnici. Și ne trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău. Și binecuvintează și înmulțește toate bunătățile în așezământul acesta. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, ca acum caut cu milostivire asupra rugăciunii mele, a smeritul și nevrednicul slujitorului tău. Și trimite harul pe Sfântul Tătuc peste undăremul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea așezământului acestuia și a casei și s-a zidit aici și a tuturor puterilor celor potrivi și a bântuirilor de abule și alungare. Că tu ești cel ce binecuvântezi, sfințești toate Dumnezeul nostru, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin toperea cu aceasta apă sfințită să depărtezi de la casa aceasta toată lucrarea cea revolească și vitreană. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin toperea cu aceasta apă sfințită, depărtezi de acasă aceasta toată lucrarea cea demonească și vitreană. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, se depărtezi de acasă aceasta toată lucrarea cea demonească și vitreană. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, să ne părtezi de la casa aceasta toată lucrarea cea demonească și picioană.
și al Fiului și al Sfântului Duh. Prin trupea cu aceasta, apă sfințită, să depărtezi de la casa aceasta toată lucrarea cea nebunească și viteană. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prin trupea cu aceasta, apă sfințită, toată lucrarea cea nebunească și viteană. Se binecuvintează, sfințește așezământul acesta cu harul preasfântului Dumnezeu, bea cu aceasta apă sfântă și ungere cu dărâm sfințit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aici ne sfântăm partea asta, nu? Se binecuvântează, sfințește așezământul acesta cu harul preasfântului Dumnezeu, bea cu aceasta apă sfințită și ungere cu dărâm sfințit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvântează, sfințește așezântul acesta cu harul pe a Sfântului Duh, prin stupea cu aceasta apă sfințită și ungere cu dărâm sfințit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Se binecuvântează, sfințește așezântul acesta cu harul prea Sfântul, Duh, fiind prea cu aceasta apă sfințită, și unde putem sfințit în numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Se sfințește așezântul acesta cu harul prea Sfântul, Duh, fiind prea cu aceasta păsfințită și ungere cu dărâm sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și celor din mormânt viață dăruindu-le. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a Dumnezeu, Nicolae, Nixu, Mircea, Liviu, Stelian, Veruța, Dumitru, Alina, Claudia, Lenuța, Mădălina, Gianina, Cezarina, Ioan, Cosmin, Virgil cu... și toți cei care sunt de față la sfârșirea acestei de slujbe, și celor care, pentru binecuvântate, prin altulat aici de măritori creștini, și trimite, Doamne, asupra noastră și asupra lor, celor ce voiesc și vor intra în așezământul acesta. Trimite-le lor pe Îngerul Tău, cel păzitor, ca să păzească, să-i ferească de toată răutate și să-i păzească, să povățuiască lucrarea tuturor faptelor bune și spre împlinirea Sfintelor Poruncilor lui Hristos, Dumnezeul nostru, să-i păzească de foame, de boală, de molimă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie și de venirea altor neamuri asupra noastră, să le dăruiască sănătate, să-i întărească cu zile nelungate și într-o toate să-i îndestuleze,
Să zicem Tu, Doamne, auzi-ne și pe toți, miluiește-ne, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drămăritorii creștini, auzi-ne, Doamne, și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre, și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și fie slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru că cine prea curate mașii sale, cu puterea cinei de viață cătoare, cruci cu rugăciune Sfintru Măritului și-un totul datorul apostoli, și pentru ajutorul Sfintelor să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun de oameni viitor. Amin. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ne-a dăruit o viață veșnică să ne închinăm Sfintei sale învieri și de a treia zi. Amin. Amin. Hristos a înviat din nou. Și celor din morminte viață dăruindu-le, Hristos a înviat din mort, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață celor din morminte viață dăruindu-le. Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Stimați domnule președinte, domnule primar, domnilor consilieri, și iubiți credincioși, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Am răspuns cu toată dragostea la invitația domnului președinte al CRT Bârlad, domnului magistrat Nicolae Mihai, pentru a fi prezent aici și a binecuvânta și a sfinți acest așezământ așa cum ne-a rugat, deoarece acesta veți constata pe viitor că va fi unul dintre cele mai importante așezăminte din această localitate, ca de altfel cum rămâne în toate localitățile acolo s-au deschis sucursale are case de ajutor ce toc Bârlad, a rămas și este unul dintre cele mai frecventate așezăminte, dat fiind faptul că aici, dumneavoastră, cei care sunteți locuitori ale acestor meleaguri, veți fi direcții și singuri beneficiari ai serviciilor pe care le va oferi această sucursală. Cunoaștem de altfel activitatea celorlalte sucursale în care oamenii și cetățenii care locuiesc acolo și credincioșii vin atunci când au nevoie, dat fiind faptul că în ziua de astăzi prea puțin se mai gândesc și la noi, cei care locuim încă pe meleagurile țării acesteia, se mai gândesc să le vină în întâmpinarea doleanțelor și a cerințelor și nevoilor lor. Una dintre aceste instituții este cea care este născută din dragostea pentru oameni și mai ales pentru oameni, care este și casă de ajutor reciproc Irena Cuza Bârlad. De aceea vă asigur că acolo unde este deschisă o astfel de sucursală, și sunt la noi județ 32 de astfel de sucursale,
oamenii care au devenit membri și nu numai cei care au devenit membri, se adresează cu toată încrederea, dat fiind faptul că această sucursală și toate sucursale se adresează și în special serviciile Casă de Ajutor și Plus se adresează nu numai atunci când este necaz în familia noastră, ci când ne moare cineva, ci ori de câte ori avem noi nevoie și pentru chiar și pentru cei care sunt tineri. De aceea felicităm pe cei care au gândit această, au avut această idee și au gândit să deschide și aici o sucursală și mai ales pe domnul primar care a avut deschidere, dar fiind faptul cum toate primările au deschidere și înțeleg mesajul pe care îl transmite Casa de Ajutor Reciproc din Bârlad, atunci când merge acolo, se vedește automat ce beneficii probabil primește președintele sau cei care lucrează acolo, consiliul director, de neapărat au nevoie de această cursală și nu cumva să-mi ia beneficiile mele, pe care niciodată nu le are nimeni. Și singur care sunt beneficiare sunteți dumneavoastră, cei care sunteți locuitori acestor meleaguri. Dumnezeu să binecuvânteze acest așezământ și pe toți cei care lucrează, care vor lucra și care vor beneficia de serviciile acestui așezământ. Doamne ajută! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Adevărat că a înviat! Tuturor! Vreau să vă spun atât invitatelor cât și dumneavoastră, locuitorul comunei Gherghești. Sunt bucuros că astăzi particip la inaugurarea unui obiectiv de suflet pentru mine, dar care a fost și o promisiune pentru dumneavoastră, atunci când cu toții m-ați ales să fiu primarul acestei comune. Această investiție este benefică comunei noastre atât din punct de vedere economic cât și social. Încasăm chirii modeste, dar nu care nu sunt de neglijat la bugetul local, având în vedere puterea economică a comunei Gherghești. Am reușit să convinc pe reprezentanții CRP să redeschidă un punct de lucru la Gherghești care să vă ofere produse la preț de depozit și împrumut în caz de nevoie. De asemenea, având în vedere starea precară de sănătatea multora dintre noi, am adus o farmacie care este benefică și de neclipsit zilelor noastre. Nu multe comune se pot lăuda cu o farmacie. Sunt scurci la obiect. Am făcut și voi face totul pentru dumneavoastră și pentru comuna Gherghești. Vă mulțumesc! Sunt compresit de emoții. Eu cunosc Gherghești foarte bine. Am rude în Corodești, am rude la Chetrosu și cunosc zona de când eram procuror magistrat. Eu vă cunosc foarte bine. Știu că este o zonă mai grea a județului Vaslui, ca de fapt toată România a ajuns o zonă săracă, dar eu sunt mulțumit că am reușit să realizăm acest punct de lucru aici la dumneavoastră, la cererea dumneavoastră în primul rând, și nu vă spun care sunt avantajele, pentru că dumneavoastră le știți. Un simplu exemplu, ca să veniți să luați un împrumut la Bârlad cu 2-3 geranți, faceți calcul, cursă, micul și berea și ce mai urmează. Noi trebuie să mulțumim autorităților locale, nu contează cine e la putere. Autoritățile locale au consfințit să deschidem acest punct de lucru aici la dumneavoastră, aveți o sucursală, zic eu, modernă, faptul că s-a reușit și o farmacie e ceva de apreciat. De aceea, Casa noastră de Ajutor Reciproc oferă o diplomă de excelență Consiliul Local Gherghești în semn de prețuire a activității desfășurate cu consecvență și dăruire în folosul pensionarilor și a persoanelor vârstnice și nu numai, cu ocazia sfințirii acestei clădiri. La mulți ani, domnule primar, la mulți ani, Consiliul Local, îți rezumesc tot efortul pentru comunitatea dumneavoastră, pentru locuitorii dumneavoastră, să reprezentați cu cinste. De asemenea, din partea CRP-ului și a părintului protopop, mai bine zis, a protopopiatului Bârlad, o să primiți câte o revistă Viața Noastră, numărul 27-28, și câte o icoană sfințită cu intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. De asemenea, vă urăm la mulți ani și să aveți încredere în noi. S-a văzut că Dumnezeu ține cu noi, a văzut ce vreme era. Ieri și ce vreme este astăzi. Vedeți că Dumnezeu mă iubește și mi-a dat o vreme de o servită. Pe toți ne iubesc. Se roagă preoții ăștia de aici, de la Gherghești. Da. În linia întâi. Părintele Daniel. El, rugăciun fierbinte. Înseamnă
o astfel de sucursală și mare și o farmacie. Într-adevăr, este remarcabil, domnul primar, că aveți astfel de puncte într-o zonă atât de abandonată și de părăsită de toți și de toate, dar nu părăsită de Dumnezeu. De altfel, singurile instituții care sunt prezente peste tot, în toate zonele acestea ale țării noastre, care este o zonă abandonată în întreaga țară aproape, a mai rămas doar biserica, pe unele locuri, pe aici, pe acolo, școala, pe unde mai sunt copii, și este de lăudat că ați avut curajul să deschideți și aceste puncte care sunt vitale pentru comunitate, absolut vitale, atât farmacia, cât și o casă de ajutor reciproc, o filială, în vederea ajutorării celor care am întâlnit oameni în zona noastră a Bârladului, care n-au plecat din satul lor de 40 de ani, vă dați seama despre ce este vorba. Imaginați ce ar însemna acolo, mă gândeam, e vorba de zona Vindereiului, să fie acolo deschisă o sucursală și o farmacie acolo. A spus că niciodată n-a avut nevoie, ba a avut nevoie, dar efectiv n-a plecat niciodată din sat, de 40 de ani. Vă dați seama, dumneavoastră sunteți mai aproape de Bârlad, așa că veniți mai repede la Bârlad acolo. Dar cu atât mai mult veniți mai repede la farmacie aici și mai ales la sucursala ce are pe din comuna dumneavoastră. Vă felicităm, Doamne ajută! Hristos a înviat! Vine, vine, măicuță, la tine vine, las pânătul și pune și dați la fiecare, nu are rost atât. Las pânătul tău izvor, dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da. Valurile tulburi asupra-mnăvălesc. Ajută-mă, măicuță, să pot să biruiesc. Dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da. Când sunt necaz,
întreaga mea viață de tine să mă leg. Dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da.